Bună ziua, dragii mei! Sunt Arotela, o mică întârziere, dar sper să fie de bun augur. Etalare pentru... fac acum etalare pentru cei cu Capricorn, Soare, Luna, Venus, Ascinte, Nodul Nord în Capricorn, a august 2020. O etalare generală în care vorbesc despre diferite mesaje din diferite seturi de cărți, care de obicei au legătură și cu partea a doua în care vom vorbi despre voi și cineva. Acum, Că în partea a doua va fi membru al familiei, coleg, colegă, iubit, iubită, chiar un copil, ceva, voi știți, încercați să vă selectați mesajele și spun asta de la început, că fiind o italare foarte generală și colectivă, nu toate mesajele vor rezona cu voi, mai ales că unia aveți soare, alte, alții lună, anumite chestii care țin de emoții posibile să rezoneze cu unii, am numite lucruri care țin de viața voastră de carieră să rezoneze cu alții. Uneori poate toată povestea să rezoneze, dar nu mereu. Plus că, deși etalarea este pentru august, am mai spus de-a lungul timpului, se poate manifesta în următoarele luni sau poate a început deja să se manifeste, poate o situație din trecut care revine, pentru că lucrurile din trecut nu înseamnă că rămân în trecut. Adesea ne aducem aminte sau ne întâlnim cu oameni, cu situații care declanșează, eu știu, amintiri sau ne întoarcem într-un fel sau altul într-o experiență similară. Ideea este, după cum văd cărțile, pe la toate seturile de cărți, o să și vedeți cu ochișorii voștri că vă arăt. Aveți o situație foarte neplăcută cu care aveți de-a face. Foarte neplăcută. Posibil pentru unii să fie în familie. Sau, dacă nu este în familie, pentru alții, că nu toți aveți familie, unii sunteți tineri, necăsătoriți sau veșnic tineri, necăsătoriți, poate să țină de familia din care vă trageți. Da? Mama, tata, genealogia voastră, nu neapărat soțul și soția. În fine, ideea este că sunteți ori în preajma unei persoane care are un mental extrem de negativ, ori voi, repet, spun ori-ori pentru că variază, ori voi v-ați blocat în niște gânduri și nu reușiți să ieșiți din ele. Ați vrea să mergeți? Evident, ca orice om care ajunge la capătul răbdării și nu găsește soluții, știm toți cum este, nu doar vorbim, pentru că am trecut și noi cei care prezentăm aceste etalări, am trecut prin situații similare. Știu cum e să, să nu găsești soluții într-o situație și, repet, e negativă, clar e negativă. Aveți multe cărți, în setul acesta de cărți, multe cărți de aer. 8 de spade, 6 de spade. Am spus, sunteți într-un blocaj mental, nu găsiți soluție într-o legătură karmică, este un cerc în care cineva se află, simțiți că sunteți legați și, dar, soluția tot la voi vine, tot voi puteți, mâinile nu sunt legate, sunteți legate la spate, oricând puteți să, vă, să ieșiți din această încurcătură sau situație neplăcută, neclară, și Asta înseamnă puteți oricând să vă detașați emoțional, că șase de spade înseamnă o călătorie fizică, evident, dar adesea mentală, pentru că sunt spade, sunt gânduri. Să lăsați acest blocaj și să mergeți cu credință și nu doar cu credință, pentru că e casa șasea cu, cu efort. Să... Efort întreținut zi de zi, să faceți efortul de a ieși în aceste gânduri. Este ca să așa să a ritualurilor, a tabieturilor, a sănătății. Dar mai ales că aceste gânduri vă, vă pot afecta sănătatea. Mergeți către șapte, către relații. Și mergeți către soare, către locuri sau gânduri mai bune. Ideea este că aveți totuși, ori împreajmă pe cineva care vă inspiră, ori o idee. Apare regele de băte. Evident că puteți unii să aveți a face cu un semn de aer, cu un semn de foc. Trec peste asta. Eu aș vrea să vorbesc despre voi, nu despre cine, cu cine relaționați, musai. Despre stările unora. Deci trebuie să ieșiți în acest cerc vicios, karmic, în cazul în care sunt relații sau oameni sau situații. Oamenii nu vorbesc doar de iubiți, repet, poate să fie la locul de muncă, poate să fie alte personaje, da? Și să mergeți. Aici este singura carte caldă printre toate cărțile mentale și gri. Ia uite ce aveți aici. Astea au vrut să se arate. O să facem și etalarea de relații, da? Posibil unii dintre voi <gri> să nu comunicați cu cineva față de care aveți multă pasiune. Pentru că doi de spade înseamnă blocaj în comunicare, blocaj în general. Da? Pentru că o persoană trebuie să aleagă. Dar cum poți să alegi când ești plin de gânduri negre? Evident că mai întâi trebuie să te detașezi, să te calmezi și apoi să alegi, da? Am spus, am spus că unii aveți un blocaj mental, nu găsiți soluții la o problemă, dar apare acest rege de băte și e foarte fain. Este o energie de foc. Nu zic musai că e persoană născută în vreo zodie de foc. Zic că are marcaj acolo și cei care știu oarecare astrologie știu că poți să aibă planete, progresii și alte chestiuni, da? Cineva care se poartă foarte pasionat și vă inspiră la creativitate, că ăsta este regele de bute, este foarte creativ. Este un, uneori, varianta lui bună, nu zic de cea negativă. Îi place să se bucure de viață, să petreacă, este creativă, însă că face muzică, dans, teatru, distracții, are afaceri pe acest gen de business, da. A, interesant, este chiar soarele în leu. În leu, care pentru unii pică pe casa opta. Și aveți și 8 de spade. Este o transformare. Soarele acesta în leu vă scoate din niște teoretic, așa ar trebui. Sper și sper să-mi confirmați din niște griji, din niște blocaje mentale. Că nu comunicați cu cineva, că nu găsiți soluții, iar variază. Dar există această carte foarte strălucitoare și colorată care ar trebui să vă inspire. Așa ar trebui. Și o să vedeți că și celelalte cărți confirmă nevoia de schimbare, de acceptare, de ieșire dintr-o situație negativă și de schimbare, de ridicare deasupra situației. La capătul setului de cărți aveți împăratul. Poate e o chestiune care ține de business-ul vostru, vreți să fiți șef sau nu mai sunteți șef și vreți să știți cum să vă echilibrați viața și cum să vă regăsiți această postură de lider, pentru că majoritatea capricornilor, capricornilor sunt semne cardinale, da, orice planet ar fi și au dorința de inițiere, da, regele de bâte este un inițiator, un deschizător de drumuri uh -huh. și aici nu știți voi, unii dintre voi. Repet, mie îmi place mai mult să citesc așa cărțile decât să mă gândesc musa la re relații. V-am dat și varianta asta. Există totuși pentru unii un semn de foc cu care probabil nu comunica sau cineva care vă pune pe jar. Aveți multă pasiune față de ei. Ar trebui să clarific. Dar las mesajul general. Pentru că mai sunt și altele. Dacă e ceva să, arat, să apară în relații, vedem. Vedem la partea a doua dacă apare acest personaj sau apare altcineva. La capătul setului de cărți, împăratul. Foarte apropiat de regele de băte. Bine, mult mai complex, mult mai matur. Vă doriți controlul vă doriți controlul, vreți să construiți, e o pentru că este în spate judecata, vreți să mergeți iar 8, 8 luna august, ați avut și 8 de, de spade, acum 8 de băte. preluați această inspirație și transformați gândurile, foarte frumos, preluați focul de la acest regele de, rege de băte și transformați 8 de spade, atât de gri, în 8 de bâte. Da? Mult mai pozitiv. Țintiți către Alte direcții. Ieșiți din cercul ăsta. Ieșiți. Vreți renaștere, vreți transformare și iar apare o, o voce divină care vă transmite ceva, o inspirație, da? Într-o direcție, că să afaceri, că e familie, că e relație, că e. Alegeți. Voi știți că variază de la om la om. Însă, acest împărat spune că. Pentru unii, vă doriți să vă construiți o, o stabilitate pe care nu poate zdruncina nimeni. Asta pentru că, la un moment dat, Că e imperiu, că e business, că este o relație extrem de stabilă. Extrem, zic că extrem, că e Saturn, sunteți guvernați de saturn și când vă fixați, vă fixați pe lucruri pe termen lung, unii. Eu așa simt, tocmai pentru că ați fost într-o situație negativă, sunteți chemați, e chemare divină, să preluați această energie de conducător de om care se echilibrează, care protejează, care își conduce viața. Și uite așa, mergeți mai departe. Pentru unii, vă dau varianta asta, semn de apărac pești scorpion sau taur, dacă vreți. Dar eu continui mesajul altfel. Mergeți către, iar simt, inspirație divină într-o situație emoțională, mentală, care va a creat probleme. Primiți niște răspunsuri, pentru că 8 de, 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 de băte înseamnă comunicare. La distanță, pentru unii. Da, vreți să și călătoriți, dar până la călătorie eu zic că veți comunica cu cineva care vă va inspira. Este un ghid aici. Marle Preut, așa îl văd, este un ghid care vă inspiră. Într-o situație, primiți! o înțelegere într-o situație, să zicem, secretă, misterioasă, emoțională și puteți să alegeți. Aveți alegeri și mai jos, dar sunt mult mai stresante că le faceți mental. Aici este o alegere pe care o faceți din suflet. Vedeți că cea, ce lăsați în urmă băta este fix, sată, în ceva. Nu puteți merge mai departe. Voi sunteți semne cardinale, aveți nevoie de mișcare, aveți nevoie de evoluție, da? Și alegeți o direcție în care, care, să vă satisfacă emoțional, care să vă echilibreze. Și uite așa, într-un fel sau altul, apare într-un mod neașteptat posibilitatea de vindecare. Turnul și temperanța, așa, văd, așa le văd. Vindecare. Și puteți să mergeți, trei de băte, fai tonul, să mergeți după ce ați stat, a stat și v-ați stat și aici, da? a stat ceva gândit și a stagnat într-o direcție. Eu zic că iar vine inspirația de vină, că și turnul este ceva trăsnet, dar un trăsnet aici iar comunicare cu divinitatea sau cu un profesor spiritual. Profesor spiritual apare și la marele preot. Eu zic că este cineva profesor spiritual. Uh, mulți pot fi profesor spiritual chiar dacă uh, nu sunt musai... Uh, religioși, da? Nu trebuie să fii religios ca să poți să ai o experiență profundă de viață. Din seria oracolelor, ați primit iar, văzusem inițial ce văzusem, let go, lăsați în urmă să se ducă grijile, let go, similar cu șase de spade și healing energy, iar similar cu uh, acest uh, această inspirație divină sau profesor spiritual, Marle Preot și Temperanța. Temperanța chiar este un, pro, este un personaj care vă poate inspira către vindecare. Dar de asta dată apare yoga și builderul, yoga și constructorul. Constructorul sunteți voi, că sunteți saturnieni, da? Puneți cărămidă peste cărămidă pentru această nouă viață, da, e o renaștere, e o renaștere în echilibru, în stabilitate. Cu răbdare. Este un proces care va dura, dar, dar, care va fi inspirat. Trebuie să vă lăsați inspirați de divinitate și ca să faceți chestia asta trebuie să fiți calmi, da? Nu în starea aceasta 8 de spade. Nu în 8 de spade. Și să zicem în 2 de spade că aveți nevoie de liniște, în 4 de spade, comunicare cu îngerii. Dar pentru asta aveți nevoie să blocați comunicarea cu alții ca să vă concentrați pe voi. Ca să primiți această scânteie, foc de undeva, să vă refaceți încrederea în voi. Unii chiar trebuie să vă refaceți încrederea în voi. Eu așa simt cărțile. Pentru că știu că și capricorni au momentele lor de, ca orice om, ca, nu zic că alte zodii, ca orice om, avem și noi momentele noastre de cădere în care trebuie să ne ridicăm. Iar, am zis că e o situație în familie, iar variază, poate să fie vorba de copii, de părinți, de uh, situații care s-au repetat uh, în familia voastră, da, și vreți să le înțelegeți, pentru că e luna. Luna înseamnă casa patra a experiențelor pe care le trăim și le preluăm din alte vieți de la părinți, înțelegeți aveți scriere și schimbare de carieră. Eu schimbare, am zis, unii vreți să fiți lider, dacă nu mai sunteți, vreți să vă faceți afacerea voastră, sunteți protejați în acest proces și trebuie să scrieți. Ori să scrieți, am văzut comunicare, să scrieți despre familie, ce vă doriți. Da? Sunt multe variante. În continuare, alte mesaje, ca să vedeți cum se confirmă lucrurile. Cât am aici? Uh, că nu vreau să vorbesc foarte mult, poate reușesc. Ok, din seria animăluțelor, spiritul animalelor, ce a venit? Fuh, ce putea să vină? Că doar a venit. Și am zis că se confirmă. Am zis că se confirmă aceste cărți gri. Nu zic musai nu, că, semnul, că vreun semn de aer este nu știu cum, dar pentru unii poate să fie eu sau cineva care are marcaș pe semn de aer. Dar nu obligatoriu, nu mă fixez. Eu zic că sunt situații mentale care vă țin într-un cerc negativ. Da? Mai ales dacă e și luna. E un fel de a reacționa în subconștient. Sau într-un mod inconștient la anumite situații. Și aici trebuie să găsiți schimbarea. Schimbarea înseamnă și turnul. Schimbarea către un alt stil de a gândi pozitiv. Și pentru asta trebuie să faceți yoga, să scrieți afirmații, scrieri, ca să puteți să faceți schimbarea. Uite, schimbarea apare și la carieră, da? sau felul în care vă arătați în public. E o situație foarte negativă. Și ia uite, tot acest foc care apare și aici este înconjurat de gânduri negative. Potențialul vostru, asta înseamnă, asta simt eu, este înconjurat de această situație. Că o fi covid mama lui, că or fi alte situații, oameni, criză financiară, că tot nu s-a lucrat și nu știm acum să ne reprofilăm ca să ne adaptăm situațiilor care vor veni, pe care le anticipăm. Variază. Ideea este, iar că se confirmă lucrurile pe care le-am spus, că sunteți chemați să manifestați mental Agvila. Agvila care se ridică, care se ridică până la nori, care nu corupe lumina, nu o întunecă, nu încearcă să o restrângă ci radiază, o ține în gheare ca pe o, nu pradă, ca pe un câștig. Găsiți această lumină, inspirație și o, și o ridicați undeva unde poate fi văzută de toată lumea. E o metaforă, evident. Găsiți o, o idee care vă inspiră și pe care o puteți împărtăși și celorlalți și în primul și în primul rând vă ajută pe voi să vă ridicați deasupra acestei Negativități. Și am spus că e vorba de schimbare, pentru că ambele, și Fenixul, Fenixul clar, că înseamnă renaștere, judgment day, da? Indep independent. Da? Cum era firul? Independ ziua independenței, în fine, da? Trebuie să vă. Ah, interesant, trebuie să vă regăsiți independența, libertatea. Ha, interesant. Nu credeți tot ce zboară. Și prin credință vă puteți găsi această independență și echilibru. Amândouă reprezintă scorpionul, casa opta. Că acum e soarele în casa celor care aveți ascendent în capricorn, este soarele în casa opta a transformărilor. Poți avea și acolo planete în leu, unii dintre voi. Mai mult sau mai, putin, mai puțin contează pentru mine. Mesajul este că iau-te, alt opt. Trebuie să vă transformați. Aici e semn de pământ să vă ridicați din cenușă. Și să ardeți, iar apare semn de foc, da? să ardeți ca o flacără, să, să inspirați. Dar pentru asta trebuie ceva să luptați. Să luptați, să munciți, vreau să zic. E semn de pământ, bivolul, iar trăsnet, iar apare inspirația divină care vă ajută să vă construiți, că e semn de pământ, builderul, să construiți transformarea voastră. Transformarea voastră către ce? Către calul, regele de monede. Iar am vorbit de libertate. Aveți nevoie să vă regăsiți libertatea și feminitatea. Da? E o căprioară. Și eleganța și blândețea. Asta înseamnă să vă echilibrați. Să le aveți, da? Să vă echilibrați. Așa simt să nu vă fixați doar pe energie masculină, ci ca a venit -o și luna și marele preot, echilibrați-vă energiile. Pentru că numai așa puteți avea succes. Așa văd. Așa văd. Și iar, e o chestiune pe care trebuie să o comunicați. O comunicați noaptea cu cineva care va... Ia uite, apare o oh, semn de apă pentru unii, semn de aer, mai mult sau mai puțin. Cineva care vă aduce lumina, iar este și către care simțiți nevoia să mergeți, da? Cu tot riscul pe care, eu știu, îl implică această, acest zbor, da? Chiar dacă vă ardeți aripile. Simțiți nevoia să mergeți către această lumină, da? Un personaj care vă inspiră printr-o comunicare la distanță, telepatică, un personaj autoritar, dar în sensul bun al cuvântului, echilibrat emoțional, care reușește să guverneze o lume emoțională. De acolo primiți inspirația, pentru că voi, v-am zis la început, unii dintre voi sunteți într-o situație negativă. Negativă. Mm. Care vă blochează potențialul și voi trebuie să vă regăsiți stabilitatea și feminitatea, da? Masculinitate și feminitate. Și îmi place să văd cărțile și de reținut că aveți iar în cultura amerindiană, bivolul alb este un profesor spiritual. Vine cineva și vă inspiră. Vine cineva și vă inspiră la această transformare. Sper ca și etalarea în sine să vă inspire un pic. În continuare, din seria mesajelor, fiți în prezent și visați la viitor. Visați, proiectați-vă gândurile înspre cer, înspre divinitate, în viitor. Ieșiți, da? Ieșiți în acest cerc. Călătoriți. Lăsați în urmă gândurile negative, călătoriți către lumină. Poate ar fi pentru unii care aveți așa plăcere de a studia istoria, ar fi interesant să studiați situații similare pe care și ați l au experimentat în istorie, să vedeți cum au găsit aceste resurse, această lumină, da? Această lumină, iar o inspirație. Și cum puteți să, să construiți, poate unii sunteți arhitecți, așa simt, să construiți o nouă lume, chiar dacă acum situația e un pic neplăcută. Uh, fiți, dacă cineva trece prin situația asta, susțineți-i, fiți voi lumina și inspirația. În continuare, aveți răbdare. Aveți răbdare. În general, Capricornii au răbdare. În general, nu de fiecare dată. Uh. Aveți răbdare, <coughs> scuzați-mă, dragostea îndură, iar e o chestie de comunicare, dragostea îndură, dragoste, în primul rând, dragoste față de voi. Întoarceți-vă, i-am zis mai devreme se repet, întoarceți-vă către lumină, întoarceți-vă inima către lumină, cum faceți, lăsați în urmă cum mergeți către lumină, către regele de băte, către uh, luna și marele preot, către uh, turnul și temperanța, către oamenii care vă inspiră. Da? Și învățați să vă iubiți. O carte care a mai apărut și a, la alte zodii de-a lungul timpului și cred că și luna asta. Învățați să vă iubiți. Este foarte important să vă iertați, să vă acceptați. Și spun acest cuvânt pentru că este confirmat tocmai de această carte. Acceptare. Acceptați situația. Acceptați, dragii mei, ce puteți schimba și ce nu puteți schimba. În primul rând, nu puteți schimba oamenii. Dar singurul om pe care îl puteți schimba sunteți voi. Și asta, evident, se face prin acceptare, prin iertare și prin determinare, găsirea soluțiilor. Și nu o să o găsiți voi imediat, lăsați pe alții să vă inspire și apoi integrați ideile, da? Este o situație ce este pelerina sau masca de cloak. O situație pe care nu o înțelegeți, ați văzut și luna a apărut. Că e emoțională, că e mentală, la un moment dat emoțiile sau gândurile ne, ne determină emoțiile, emoțiile ne determină gândurile. Se face lumină într-un fel sau altul. Se face lumină, aveți male preot, primiți inspirație. Se face lumină, primiți inspirație. Vă arăt încă o dată. Într-o situație pe care n-ați înțeles-o. Și lumina aceasta arată. Dar acceptați, repet, iar este o, o lumină aici. Acceptați ce puteți schimba și ce nu puteți schimba. Și să vă arăt ce apare la capătul setului de cărți, apare. Shifting universes. Universurile se schimbă. Paradigma în care sunteți în acest moment se schimbă cu un pic de efort. Cu primirea acelei inspirații. Da? Cu primirea schimbării. Că e Saturn. Tocmai a trecut peste casa voastră de 2 ani de zile vă chinuiți, 2 ani și ceva, da? Și Pluto? Pluto apare la judecată? Ia uite-l aici. Pluto. Și acum iar sunt. Iar e Saturn, da? Dar este și Jupiter aici este frumos. Că este și Jupiter. Și Jupiter ce este? Inițierea sinelui. Sau vă inițiați singur prin această conexiune cu spiritualitate. Bine. Singur vorba bine, da? E acest foc, acest rege de băte, acest împărat, care trebuie să se manifeste, dar în echilibru, varianta lor pozitivă, protectori, echilibrați, care manifestă toate cele patru stări ale lor, ale lor: mentale, emoționale, pasionale, spirituale, materiale. Deci, în momentul în care acceptați că e o situație pe care nu o puteți schimba, nu o puteți înțelege în totalitate, pentru că ăsta e momentul, nu putem înțelege în moment, trebuie să ieșim din moment, de-aia zice, Fiți în prezent, dar visați la viitor ca să vă proiectați în afara situației, și de-abia atunci când vă proiectați în afara situației vine și detașarea, vine și inspirația. Repet, se schimbă universurile și puteți să schimbați universurile în momentul în care faceți acest salt, uneori astronomic. Da. Și ce frumos, Sweet Soul Rising sufletul vostru renaște da renaște într o eu te contemplare aveți nevoie de contemplarea situației într o totalitate unitate aveți trei tu trei tu 3 la 1 Adică, asta mă gândești, mă, mă, duc cu gândul la Dumnezeu, Dumnezeu în Trinitatea sa, în varianta sa de Tată, Fiu și Duh Sfânt. Da, am zis că trebuie să vă echilibrați stările și să intrați în totalitate și atunci când reușiți să faceți acest lucru, evident vă conectați la tot ce ține de spiritualitate și religia e o variantă, e un pas, e o cale, dar spiritualitatea e mult mai profundă. Ca să puteți să vă lăsați sufletul să renască. Altfel, rămâneți în această energie plină de nuanțe, dar pe care nu, nu le înțelegeți. Lumina e îndepărtare în loc să fie în voi. Da? Lăsați lumina să vă ghideze. Interesant. Și am spus, este o inițiere în acest moment. Se arde ceva, un vechi eu, un vechi ego, o veche situație, se arde, se consumă, e o renaștere. Cam atâta deocamdată sunt curioasă la partea a doua ce să apară. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa, pa!